Domnul Gheorghe, ce vă face calul, vaca? Vaca e la iarbă și calul e în grajd. V-a ajutat faptul că aveți o vacă? Da, foarte mult. Cu ce v-a ajutat? Ai avut lapte la copii. Și calul? Calul, lucrăm la pădure, mai lucrăm la oameni cu zoa, mai șiruim cu el, mai cărăm gunoi la oameni, cărăm. Hai să vedem calul. Da, poftiți. Poftiți în coție. Poftiți că e tare mândru calul. E calul tare frumos. Pe vezi cal frumos. E foarte frumos. E. Foarte frumos. Frumosul tata. Că acum dacă mi-a ajuns Dumnezeu să fac un graș. Bun, dar s-o liniștit? Da, da. Ai grijă. Că știu că mi-ai zis că o vărătare rău. Samuele, atât ai de harnic și cal, crede-mă că n-am văzut așa cal. Atât ai place lui copil de el. Ala dorme dincolo. Că acum vreau, ți-am adus material și vreau să fac graș. Cum e calul? Cum trage? Sunteți mulțumit de calul e care l-ați primit? Foarte bun, foarte bun, trage foarte bine. Dumnezeu să vă dea sănătate la toți care m-ați ajutat pentru cal și uitați, acum vreau să-i fac un grajd, vreau să-i fac, numai n-am material puțin, până când mai primesc un pic de material să-mi fac roșii, vreau să-mi fac altul grajd, că ăsta-i tot rupt. L-a luat vântul, toate tablele mi le-a luat. O căzut, uite aici am făcut din cârpiți ce am făcut, n-am avut cu ce să fac. Am cârpit și eu cum am putut. Câte animale aveți acum? Păi nu am, calul, vaca. Și calul și vaca l-ați primit din partea Asociației Speranță pentru România? Asociație, am primit și calul și vaca din partea Asociației, nu am. Acum am vrut să-mi fac roz, să-mi cumpăr doi pusei. Dacă îmi dă Dumnezeu și niște oi, să-mi fac o țără grajdă, să nu mai avem, am ținut. Atât am, uite. Grajdul ăsta tot stricat și acum vreau să-l fac. M-a pus să repar, să-l cumpăr. Pune sus aricica. Nu mai este nimic. Și astea le-am adus după la gunoi. Astea le-am adus. M-au aruncat altele, m-au demolat. Eu le-am adus și uite le-am lipit aici cu pământul. Ce-am apucat eu de le-am făcut. Ce-au aruncat alții, noi le-am adunat, table, scândură, le-am bătut în cuie și le-am făcut.